Bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la fotoliul cu Gimp. Sunt Adrian Siman, așa cum v-ați obișnuit, în fiecare emisiune avem invitați interesanți care spun lucruri interesante. Astăzi am invitat-o pe doamna Natalia Intotero, deputat PSD de Hunedoara, în emisiunea noastră, care îi spunem bună ziua și bun venit, stimată doamnă. Bună ziua, bun găsit, mulțumesc pentru invitație, îi salut cu drag pe toți cei care ne urmăresc. Îmi place că de fiecare dată când lansăm invitația către dumneavoastră, trebuie să spun lucrul ăsta, pentru că telespectatorii nu îl știu, niciodată nu ați dat înapoi, niciodată nu ați evitat fotoliul cu Gimp. Și pentru asta, deși nu fac foarte des lucrul ăsta, eu vă mulțumesc. Consider că în emisiunea Fotoliul cu Gimp și în general pe postul nostru de televiziune trebuie să apară reprezentanți ai tuturor partidelor politice, cel puțin ale celor care contează, ale celor care sunt în Parlament, pentru a-și spune punctul de vedere vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în țara noastră. Adică oamenii v-au dat votul, iar dumneavoastră, cel puțin din punctul meu de vedere, trebuie să-i și informați ce faceți cu votul ăsta. Acum, dumneavoastră sunteți deputat PSD. Se apropie și alegerile locale, o să vorbim și despre lucrul ăsta. Dar tocmai am aflat că nu se prea face niciun pas în ceea ce privește pregătirea începerii noului an școlar, că e aici când mai e foarte puțin timp. Am intrat în luna august. Și vreau să vă întreb cum comentați dumneavoastră în calitate de deputat acest lucru. Într-adevăr, e foarte importantă comunicarea cu cetățenii care ne-au acordat încrederea și această comunicare în principal se realizează prin întâlnirile pe care noi le avem, nu doar o dată la 4 ani, ci cred eu în fiecare zi, atunci când suntem în teritoriu, și foarte importantă participarea noastră și să dăm curs invitațiilor dumneavoastră, chiar dacă ne convine sau nu, că fotoliul are ghimbi. E foarte important să... Are sau nu are în funcție de activitatea dumneavoastră. Exact. Dar e bine că veniți. Adică... Exact. Cât privește această perioadă dificilă prin care trece România și așteptările cetățenilor, într-adevăr, vremurile sunt grele. Asistăm parcă și acesta este adevărul. La măsuri, la așteptări, la lucruri care nu vin cu un răspuns concret. Cât privește partea de educație, un domeniu foarte important pentru dezvoltarea oricărei societăți. Am întrebat acest lucru pentru că și eu am noi copii. Exact, și eu vreau ca să vă întreb pe dumneavoastră, înainte de a da răspuns, aveți 2 copii minunați pe care eu i-am cunoscut. Mulțumesc. Și vă felicit pentru educația pe care dumneavoastră le oferiți. Copiii dumneavoastră au tablete? Nu au tablete. Nu, au telefoane. Au telefoane. Pentru că, vedeți dumneavoastră, nici în momentul de față nu știm dacă guvernul va putea să pună la dispoziție copiilor aceste tablete. Românii nu au posibilitate de a cumpăra fiecărui copil câte o tabletă. Asta dacă ne gândim cumva că din septembrie, încă nu știm, învățământul se va desfășura online. Bun. Și dacă părinții ar face eforturi? Eu întreb. Citeam acum 2 zile expunerea unei mămici, mamă a 3 copii, care spunea, spațiul nostru de locuit nu este unul foarte generos. Am făcut eforturi foarte mari ca să cumpărăm o tabletă. Nădăjduim să primim din partea statului și pentru ceilalți copii tablete. Bun, dar și dacă vor avea tablete, copiii noștri nu au fiecare câte o cameră unde să se retragă și să participe la cursuri în liniște, pentru că aceste cursuri se vor desfășura în principal în intervalul aceluiași timp orar. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, eu am să expun celor care ne urmăresc și dumneavoastră ce au făcut alte 14, mă rog, poate chiar mai multe state din Uniunea Europeană până în momentul de față pentru deschiderea anului școlar. Și aș începe cu Italia. Italia, chiar și prin prisma faptului că acolo noi avem cea mai mare comunitate
de români care trăiesc în afara granițelor. Deci în Italia școala va începe în 14 septembrie. Guvernul a intrat deja în pregătiri intense, considerând că are foarte puțin timp pentru a implementa măsurile pe care ei le-au luat. La fel se întâmplă și în alte țări din Uniunea Europeană. Danemarca a fost prima țară din Europa care a redeschis școlile, iar orele au fost de cele mai multe ori ținute în aer liber. Olanda a redus numărul de elevi din clase, dar nu s-a impus distanțarea fizică între elevii mai mici de 12 ani. Finlanda. Nu a fost permis întâlnirea cu elevii din alte clase, elevii care s-au întors la școală au stat numai în clasa lor. Deci în Finlanda școlile s-au deschis. Marea Britanie a anunțat la începutul lunii iulie că școlile vor fi deschise integral în luna septembrie. Franța a anunțat din 15 iulie că școlile vor avea flexibilitate în a-și stabili orarul și modul în care se organizează cursurile în funcție de clădirile pe care le dețin, astfel încât să se respecte regulile sanitare impuse de această pandemie. Iar în această speță, deci modelul Franței, putea fi aplicat și în România dacă exista o mai bună deschidere, o mai bună conlucrare cu reprezentanții elevilor, cu asociațiile părinților, cu cadrele didactice cu experiență. Chiar ieri mi se pare că a fost un protest din partea elevilor cu privire la solicitarea în a fi luat și ei în seamă propunerile acestora și dorința lor de redeschidere, de a se redeschide școlile și de a avea un institut, o instituție de învățământ, așa cum a fost și până acum funcțională. În Belgia, elevii vor veni la școală, iar în condițiile înrăutățirii situației epidemiologice, elevii de la școala secundară vor veni 4 zile pe săptămână la școală, iar miercurea va fi dedicată temelor. Polonia a anunțat și ea că din septembrie elevii se întorc la școală în mod normal, dacă epidemia este ținută sub control. Ministerul Sănătății nu planifică începerea cursurilor online din toamnă, dar totul depinde de evoluția pandemiei. Iar răspunsul din partea guvernului Orban a fost: avem o analiză foarte amplă. Deci, iată, ne apropiem cu pași mărunți de jumătatea lunii august. Nu știu, ăștia n-au decât o analiză. Au o analiză amplă, nu știu cu cine fac această analiză, nu știm dacă vor începe, nu vor începe cursurile. Se vor duce copiii la școală, da, sau nu, nu știm dacă vor primi sau nu vor primi tablete. Vedem că nu există o consultare publică, însă ce am observat eu, există foarte multe cadre didactice care în această perioadă de vacanță au urmat cursuri de perfecționare pentru sistemul de învățământ online în cadrul universităților de prestigiu din România. Deci, încă o dată, seriozitatea celor care muncesc în învățământ pentru a fi pregătiți și pentru acest nou sistem, dacă se va implementa, sistem care, într-adevăr, va fi dificil din mai multe puncte de vedere. Lipsa infrastructurii, am spus, dotarea cu tablete, lipsa aici, internetului. Două secunde, vreau să vă întreb ceva. Care ar fi punctul dumneavoastră de vedere? Mie mi se pare un pic că dacă se vor da, de exemplu, tablete, doar m-ați întrebat pe mine dacă copiii mei au tablete și v-am spus că nu. Aș putea foarte bine să le cumpăr, pentru că n-ar fi o problemă deosebită, mulțumesc lui Dumnezeu. Dar, pe de altă parte, vreau să spun că mi s-ar părea o chestie discriminatorie ca doar cei din familiile sărace să primească tablete. Păi, ori, toți sunt copii. Exact. Nu toți beneficiază de învățământ gratuit, da? Până la un moment dat. Că au părinții bani sau n-au bani, este treaba lor. Dacă statul ar da, și asta vreau să vă întreb care e părerea noastră, dacă statul ar da aceste tablete, ar trebui, credeți că ar trebui să le dea tuturor sau doar anumitor categorii? Eu cred că ar trebui să beneficieze toți copiii fără să existe discriminare. În cazul în care statul nu are această posibilitate, ar trebui cumva și prin măsurile care deja trebuiau să le pună în aplicare. Și aici mă refer la creșterea alocației de stat pentru copii. Pentru că această lege care a fost votată la începutul anului, care a fost propusă în buget, buget care și lege care a fost promulgată de către președintele României, nici până în momentul de față nu este pusă în vigoare. Acum aflăm că din august s-ar putea să crească alocațiile eșalonat, da, sunt obligați în câțiva ani. Constituțională, bineînțeles, Curtea Constituțională a venit
cu acest răspuns pe care ei ar trebui să-l respecte, dar este încă o lege pe care ei nu o respectă, nu o pun în aplicare, de fapt, și încă o măsură prin intermediul căreia, de fapt, ne dăm seama că nu îi interesează de români. Asistăm în momentul de față doar la măsuri drastice impuse pentru populație care este îngrijorată din mai multe puncte de vedere. Iar o îngrijorare o reprezintă chiar și educația. În urmă cu o zi, două, chiar și reprezentanții Academiei Române au avut un punct de vedere vis-a-vis de situația din învățământ, vis-a-vis de deschiderea școlilor, chiar și un punct de vedere vis-a-vis de un posibil sistem educațional axat doar pe cursuri online. Plus și minusuri, și de fapt mai mult minus a fost din partea specialiștilor din acest sincer, domeniu. Eu nu cred că în țara noastră ar funcționa învățământul online. Nu pentru că ar exista dezinteres din partea profesorilor. Deși și aici fiecare pădure are uscăturile ei. Probabil că vor fi profesori care la timpul și momentul potrivit nu vor intra online pe acea aplicație. Dar cred că posibilitatea de a controla copiii, de a le capta atenția în timpul orelor online este una foarte mică. Asta este părerea mea. Firește, ele trebuie ținute, măcar așa, în cazul în care copiii nu se vor duce fizic la școală. Dar sincer nu cred că va fi un succes în țara noastră, cel puțin din punctul de vedere al acumulării cunoștințelor. Oricum, avem tot mai puțini, din păcate. Mie îmi place foarte tare atunci când aud de un copil care a intrat undeva la o instituție de învățământ superior, un copil care a muncit, care așa. Dar cazurile astea, din păcate, sunt tot mai puține și nu prea îmi explic de ce. Adică interesul celor tineri pentru învățătură, pentru carte, scade parcă de la o zi la alta. Și asta o vedem și din rezultatele la examenele de bacalaureat și la toate lucrurile astea. Da, oricum, să știți că rezultatele din ultimii ani au demonstrat un progres în ceea ce înseamnă promovabilitatea atât pentru examenul de maturitate, cât și pentru examenele care duc mai departe doamna, spre admiterea la liceu. Vreau să merg două secunde. Îmi cer scuze, nu e frumos să întrerup de doamnă. Dar, acum cât timp ați dat bacalaureatul? Ei, în urmă cu mulți acum ani. Mulți ani. Da. V-ați făcut vreun moment probleme că nu-l luați? Sincer. Au fost emoțiile. Da, știați că emoții pe care eu nici nu am conceput să nu trec. Colegii dumneavoastră, majoritatea examen. Colegilor dumneavoastră. Bă, ați avut colegi care n-au luat bacalaureatul? Acum nu știu câți ani. Nu, n-am avut. Nici eu. Și asta nu pentru că se trecea ușor, că nu se trecea ușor și știți foarte bine lucrul ăsta. Acum, în schimb, la examenul de bacalaureat, cu o materie, din punctul meu de vedere, mult mai simplă decât înainte, parcă periată puțin, copiii ies din examen și asistăm ba la perle, ba la vai ce greu a fost, vai ce... Despre asta este vorba. Repet, cred că interesul tinerilor pentru învățătură este scăzut și nu știu de ce. Eu nu pot să-mi explic lucrul ăsta. Eu cred că sunt mai mulți factori. Acel triunghi familie, școală, societate ar trebui să funcționeze perfect. Dar, din păcate, îngrijorările membrilor familiei, spaima, ce se va întâmpla cu locul meu de muncă. Vedeți, în ultimele 7 luni asistăm undeva la aproape 1 milion de oameni care și-au pierdut locul de muncă. Grija zilei de mâine. Am avut acum câteva zile o discuție cu un coleg de-al dumneavoastră din Timișoara, care îmi spunea că a avut discuții chiar și cu reprezentanții companiilor multinaționale care sunt afectați de această pandemie și care chiar își pun problema dacă se va continua în acest ritm, în următoarele săptămâni, în următoarele luni, vor ajunge la concedieri în masă. Nu doar că își vor pierde acei oameni locul de muncă, acele companii au legătură cu multe alte firme care oferă locuri de muncă. Da, vedeți, această grijă a părinților, ce se va întâmpla cu mine în
perioada următoare, voi mai avea, nu voi mai avea un loc de muncă, voi mai avea, nu voi mai avea ce să-i ofer copilului meu, grijile persoanelor vârstnice, vedeți, drepturile, creșterea pensiilor, care este iarăși o lege votată, aprobată, promulgată, care trebuia să fie pusă în vigoare. În momentul de față nu știm ce se întâmplă. Nu vor crește pensiile așa cum ar fi trebuit să crească cu 40%. Știți, pentru un bunic este cea mai mare durere atunci când, în egală măsură, bucurie, când îi vine nepotul în vizită și când pleacă din vizită, acel bunic ar dori să-i ofere o ciocolată. Poate ar dori să-i ofere nepotului o sumă de bani. Și de multe ori nu are această posibilitate, pentru că el trebuie să facă sacrificii. Marea majoritate a persoanelor, nu-mi place să spun în vârstă, îmi place să spun persoane cu experiență, au probleme de sănătate, ca toți cetățenii după anumită vârstă. Ei, medicamentele sunt așa cum sunt. Pensiile sunt încă mici. Am crescut pensiile. Trebuia pus în aplicare creșterea pensiilor. Nu s-a întâmplat acest lucru. Și este foarte dureros. Deci, neajunsurile, aici venind, în primul rând, de la ceea ce dumneavoastră ați dezvoltat. De ce învățământul și unii copii nu mai sunt atât de interesați? În momentul în care acasă există o supărare, o tensiune în familie cu privire la grija zilei de mâine, totul se răsfrânge asupra copilului. Apoi, încă avem multe familii a căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate. Lipsa părinților din cadrul familiei, dorul copiilor față de părinții lor care îi sunt plecați. Îi fac pe copii să crească ca niște copăceni altoiți. Îi fac pe copii să crească triști, îi fac pe copii să crească cu îngrijorări. Ce voi face eu în viitor? Voi rămâne aici cu ceilalți membri ai familiei sau voi pleca și eu în străinătate? Poate că dacă plec în străinătate, degeaba încerc eu să fiu un copil foarte bun, să am facultate, îmi va fi foarte greu ca să am un astfel de loc de muncă în străinătate. Așa că termin cum termin școala și îmi caut și un loc de muncă. Și în străinătate umblă câini cu covrigi în coadă. Da, aici este un alt aspect. Lucru pe care dumneavoastră, ca fost ministru al românilor de pretutindeni, ați putea să ne spuneți câte ceva despre lucrul ăsta. Dar înainte de asta, doamna Natalia, spuneți că nu se vor mări pensiile cu 40%, că guvernul nu vrea, că așa. Dacă, pe motiv că nu sunt bani, așa spun, că nu sunt bani, că nu-și permit. Dacă dumneavoastră PSD-ul ați fi fost la guvernare, de unde ați fi luat banii să măriți pensiile? Am fi găsit soluții, pentru că de aceea sunt miniștri, prim-ministru, pentru a găsi soluții. Anul trecut, în 2019, colegii din opoziție au venit cu această inițiativă, oricum era în programul nostru de guvernare, creșterea alocațiilor de stat pentru copii, însă ei au venit mai repede, crezând că ne vor pune în impas cu privire la dublarea alocațiilor de stat pentru copii. Nu numai că am achesat votând această lege, dar colegii mei din guvern, specialiști care aveau atribuții pe partea de repartizarea bugetului, au venit și cu soluții și legea a fost pusă în aplicare. Dacă ei au dorit să fie la guvern, trebuie să vină și cu soluții. Însă, din partea lor, vedem în momentul de față doar acuze că orice se întâmplă în țară este de vină PSD, este o obsesie pentru ei, începând de la președintele României până la membrii guvernului, vedem doar că se plâng și ce mai vedem? Că se împrumută foarte mulți bani împrumutați și nu știm unde se duc acești bani. Vedem că PSD-ul s-a împrumutat, trebuie să spunem lucrul ăsta. Da, dar nu la nivelul la care s-a împrumutat acest guvern. Și dacă sunt specialiști, dar din păcate am văzut foarte mulți oameni numiți politic pe funcții foarte importante care nu aveau nicio legătură cu domeniul lor de activitate, ceea ce demonstrează că de fapt ei au un singur interes în a-și servi clientela politică, înainte au fost obsedați de alegeri anticipate și nu au luat în considerare recomandările Organizației Mondiale a Sănătății cu privire la posibilitatea unei pandemii, nu au luat în considerare toate semnalele care au venit din China, dar și din Europa, președintele României, e un simplu virus, o simplă răceală. Uitați în ce situație ne aflăm acum. Din cauza faptului că ei ce doreau? Alegeri anticipate și atât. Doreau ca să aibă puterea deplină,
practic să se instituie o dictatură. Deci spuneți dumneavoastră că dacă vrei să guvernezi, trebuie să ai soluții. Trebuie să ai soluții și așa cum ați început și dumneavoastră discuțiile în cadrul acestei emisiuni, e nevoie de comunicare, e nevoie de o consultare permanentă cu toți românii. Chiar dimineața am văzut la știri că cei care muncesc la ambulanță au participat la un protest și apoi au fost primiți la Ministerul Sănătății de către domnul ministru, expunându-și nemulțumirea cu privire la faptul că nu și-au primit toate drepturile salariale și explicând în egală măsură la ce risc sunt expuși ei în momentul de față, pentru că ei sunt principalii contacti cu persoanele care sunt depistate a fi pozitiv cu COVID-19. A fost ministru al românilor de pretutindeni. Poate ne explicați un pic mirajul ăsta al străinătății, pe care eu nu prea îl înțeleg uneori. Chiar umblă câinii cu covrigi în coadă? Vedeți dumneavoastră, în străinătate au fost mai multe etape când românii și noștri... Și cu de muzică populară, cu străinătate, da, arde-te, da, amară, nu știu ce, vreau să vin la fiecare mine în țară. Acum dintre cei care muncesc în diferite domenii de activitate încearcă să fie mai aproape de românii noștri, așa cum consideră ei. Deci, în primul rând, vorbim de etnicii din comunitățile istorice, dar vorbim și de originarii din România de o altă etnie, mă refer aici cei care sunt în Germania, dar și cei care sunt evrei originari din România care au plecat în special înspre Israel, țara de origine. Apoi a fost un exod pe vremea comunismului înspre Statele Unite, în principal, apoi după ce am scăpat de acest regim comunism acum 30 de ani, dar în special, deci acum 30 de ani au început să mai fie un exod atât cât s-a putut până în momentul în care România a devenit membru al Uniunii Europene și apoi după deschiderea frontierelor, a fost exodul masiv al românilor către țările din Uniunea Europeană în special. Și de aceea cele mai mari comunități le avem în Uniunea Europeană. Ei, la început a fost și mirajul, la început a fost dorința de a cunoaște, de a avea experiențe, de a vedea oare reușesc și eu să mă realizez pe o perioadă de timp într-o țară cu o altă civilizație, dar poate și o țară apropiată de noi, în special, la civilizația de acolo, în special țările latine, așa cum suntem și noi, latini. Dar vreau să vă spun că în ultimii ani, chiar și în ultimele zile, asistăm la o dorință a conaționalilor noștri de a reveni acasă. Și datorită pandemiei, pandemie care a afectat țările din Uniunea Europeană, în principal economia acestor țări, așa cum este afectată și România însă, spre deosebire de România, acele țări deja au venit cu politici de redresare a politici economice de redresare a tot ceea ce înseamnă dezvoltarea acelor țări. Cu toate acestea, există această dorință. Să știți că am întâlnit și români care după 30 de ani s-au întors chiar și din America acasă. Nu mai vorbesc de Uniunea Europeană. Desigur, există o bună categorie și un număr considerabil de români care nu își doresc să mai vină acasă, își doresc să vină în vizită la rude, vin periodic pentru a vizita țara, pentru a arăta copiilor, nepoților, țara de origine. Dar să știți că sunt oameni care, dacă actualul guvern ar ști să folosească, ar fi oameni care ar aduce nu numai un plus valoare țării noastre prin ceea ce ei au făcut și prin modul în care ei își aduc contribuția la dezvoltarea economică a țării respective, dar și prin faptul că avem foarte mulți români investitori, avem foarte mulți români care au câștigat alegeri în străinătate, avem primari, avem consilieri, avem parlamentari, iar acei oameni pot să fie punți de legătură pentru instituțiile statului. Pe vremea când noi am fost la guvernare, pe foarte mulți dintre ei i-am încurajat, mulți dintre ei au fost consilieri atât în cadrul cabinetului primului ministru și nu numai, și au fost foarte încântați că statul român se folosește de experiența acestora. Deci vorbim de mai multe categorii de români, da, care sunt în afara granițelor. Trebuie să luăm și o pauză, pentru că trebuie să luăm câteva momente de publicitate, după care revenim.